Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei. Vom face astăzi împreună pizza cu pui și ciuperci și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru platul de pizza vom avea nevoie de 1 kg de făină, 650 ml de apă caldă, 4 linguri de ulei, 1 lingură de zahăr, 15 g de drojdie uscată și 1 linguriță de sare. Pentru sos vom avea nevoie de o conservă de pulpă de roșii de 400 de grame, busuioc proaspăt, 2-3 linguri de ulei, 3 căței de usturoi și puțină sare. Pentru topping vom avea nevoie de jumătate de piept de pui tăiat cubulețe, mozzarella rasă, 2-3 ciuperci tăiate lamele subțiri, 2-3 linguri de ulei, condimente pentru pui, ardei iute și sare. În primul rând vom cerne făina. Adaug și sarea pentru a o cerne și pe ea. Voi face acum o gaură în mijlocul făinii și în această gaură formată voi pune apa. Zahărul și drojdia uscată și voi lăsa drojdia să stea pentru 2-3 minute sau până când se va dizolva ușor. Drojdia a început să se dizolve, adaug acum și uleiul și încep să amestec cu mâna, ușor, cât să combin ingredientele. Acesta este un aluat clasic de pizza, este rețeta lui Jamie Oliver. Știu că vă așteptați la un aluat extraordinar, dar aluatul de pizza este unul foarte simplu. Este de fapt un aluat de pâine, nimic foarte complicat. Am format aluatul într-o bilă compactă. Voi scăpa acum de bol și pun aluatul pe blatul de lucru. Și voi începe să frământ aluatul ușor. El este ușor lipicios, așa că am să mai pun puțină făină, doar cât să mă ajute ca să încep să-l frământ. Trebuie să obțineți un aluat moale, asemănător celui de pâine. Dar nu foarte moale, ci cât să arate ca al meu, ceva de genul acesta. Încep acum să-l frământ. Pun făină doar dacă am nevoie. Nu exagerați cu făina, ci puneți doar cât să nu se lipească aluatul de mâini. Și voi continua să frământ aluatul, cam pentru 10-15 minute sau până când voi obține un aluat omogen, suplu și nelipicios. Aluatul este gata, cam așa trebuie să arate, nu trebuie să fie lipicios și trebuie să fie foarte fin la suprafață. Îl voi lua acum și îl voi pune într-un bol pe care l-am uns cu puțin ulei de măsline. Voi întoarce și aluatul în ulei, asta pentru a fi complet acoperit de ulei. Voi pune apoi folie de plastic peste bol. Ca să fie foarte bine acoperit. Și voi lăsa aluatul să crească pentru o oră, o oră și jumătate sau până când își dublează volumul. Atenție, aluatul trebuie lăsat să crească într-o cameră călduroasă. Cât timp crește aluatul, ne vom ocupa de sos. Iar pentru asta am încălzit o cratiță în care voi pune uleiul de măsline, usturoiul, voi amesteca puțin și voi lăsa usturoiul pentru 2-3 minute cât să-i simțim puțin aroma, avem grijă să nu-l ardem, doar foarte puțin, cât să se coloreze un pic de tot. Adaug apoi pulpa de roșii, amestec ușor, adaug și busuiocul, un praf de sare
amestec și las sosul să fiarbă pentru 10-15 minute sau până când se va îngroșa puțin. Sosul este gata, l-am lăsat pe foc cam un sfert de oră până când s-a îngroșat frumos. Voi opri acum focul și voi lăsa sosul să se răcească. Pentru topping vom căli în primul rând puiul și voi pune ulei de măsline într-o tigaie deja încălzită, apoi pieptul de pui, amestec și voi lăsa pieptul de pui până se albește. Amestec ușor și lasă să călească până când carnea va fi complet albă. Carnea de pui s-a albit, peste ea voi pune sare și condimentele. Amestec și mai călesc pieptul de pui pentru câteva minute sau până când se va rumeni ușor deasupra. Pieptul de pui este gata. S-a rumenit ușor deasupra, voi opri acum focul și voi lăsa pieptul de pui să se răcească puțin. Aluatul a crescut, după cum puteți vedea și-a dublat volumul. Voi înlătura acum foarte ușor plasticul. Uitați cât de frumos arată. Îmi voi înfăina puțin mâinile și voi lua o bucată din aluat și o voi pune pe platul de lucru. Voi pune puțină făină deasupra. Și cu ajutorul unui făcăleț voi începe ușor să întind aluatul fără să mă grăbesc. Îl rotesc pentru că vreau să fiu sigură că nu se va lipi. Voi lua acum aluatul, am să-l pliez în două, apoi încă o dată în două, pentru a obține un fel de triunghi. Îl voi lua și îl voi pune într-o tavă. Apoi o depliez cu atenție. Și cu ajutorul mâinilor voi lucra ușor aluatul pentru a-l întinde în toată tava. Să fie destul de uniform. Ați văzut că am obținut un aluat foarte subțire. Lucrăm puțin și marginile. Am aici o tavă de 28 de cm, o tavă neaderentă pentru pizza, dar puteți folosi orice tavă rotundă sau chiar puteți face pizza într-o tavă de cuptor, o tavă dreptunghiulară. Am întins foarte bine aluatul, eu am aici o tavă de 28 de cm pentru această pizza și urmează acum să construim pizza. Voi pune sosul. Am întins foarte bine sosul, peste el voi pune acum mozzarella pe care am ras-o. Mie îmi place să pun mozzarella acum și nu la sfârșit peste ciuperci și peste pui, pentru că apoi ciupercile și puiul nu se vor vedea deloc, așa că prefer să pun direct peste sos. Peste mozzarella voi pune și pui. Încercăm să nu punem foarte multe ingrediente, ci doar să condimentăm oarecum blatul, adică destul de puține ingrediente. Știu că românii preferă foarte multe ingrediente pe pizza. Eu vreau să mă limitez la maxim 4, așa că nu pun ingrediente inutile, pentru că apoi voi încărca blatul de pizza, el nu se va mai coace cum trebuie.
În niciun caz nu voi pune porumb sau ceapă, nu le văd rostul. Iar acum voi pune și ciuperci, la fel, cât să acopăr pizza. Am să pun acum și ceva ardei iute, care este opțional. Îl puneți doar dacă vă place mâncarea picantă. Am tăiat foarte subțire aceste bucățele de ardei și le pun de jur împrejur. Voi da acum această pizza la cuptor, la 240 de grade, pentru 10-15 minute, la cea mai joasă dreapta a cuptorului. Pizza cu pui și ciuperci este gata. Uitați-vă cât de bine arată și vă asigur că este excelentă, miroase foarte bine. Ingredientele pentru această pizza costă maxim 5 lei, așa că merită făcută în casă și sunt convinsă că va fi apreciată de către cei dragi. Dacă vă plac rețetele noastre, vă invităm să vă abonați pe canalul nostru de YouTube sau să ne apreciați pagina de Facebook. Noi vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!